În episodul trecut din Marele Război, românii atacă plin de foc la Mărăști și țin linia eroic la Mărășești, dar marile bătălii nu s-au încheiat pentru anul 1917, căci aproape simultan cu acțiunea de la Mărășești, puterile centrale au lovit și la Oituz, în speranța că frontul românesc va fi spart măcar într-un loc. Se înșelau. Sunt imperator și încheiem anul 1917 pe frontul românesc prin bătălia de la Oituz într-un stil eroic. Misiunea nobilă de a sparge frontul la Oituz i-a revenit grupului Gerock, care păzea flancul drept al primei armate austro-ungare, poziționat între Valea Dofteanei și Irești, fiind împărțit în două grupuri mari. Era între Valea Dofteanei și Măgura Cașin, compus din diviziile următoare: a 70-a de honvezi, a 117-a de infanterie germană și a 71-a de infanterie austro-ungară, în timp ce grupul celălalt avea în componență mai multe subunități. Grupul Haber, de la Măgura Cașin până la Irești, avea brigada a 7-a de munte, divizia a 37-a de honvezi, divizia a 1-i de cavalerie și multe altele. Primul grup avea să dea marea lovitură pe linia Ferăstrău-Grozești-Onești, iar divizia a 70-a de honvezi avea să atace spre Târgu Ocna, punându-se pentru acest atac la dispoziție 34 de batalioane cu susținere generoasă din partea artileriei. Însă românii armatei a doua primesc întăriri sub forma diviziilor cu numerele 7 și 12, ca să înlocuiască în special corpul al 40-lea rusesc în contextul înfrângerii din Galiția. Frontul în acest loc avea 60 de kilometri, corpul al 4-lea ocupând zona dintre Valea Dofteanei și Zboina Neagră cu diviziile 7-6-8. Până la Irești era corpul al 2-lea cu diviziile a 12-a, 1-a și a 3-a, iar 4 batalioane au fost puse în rezervă. Bătălia a început în data de 8 august cu un fiasco pentru români. Puterile centrale atacă exact ca în plan și diviziile a 7-a și a 6-a române au avut probleme serioase, iar trupele din flancurile interne sub presiune s-au retras pentru a preveni anihilarea. A doua zi, generalul Gheorghe Văleanu lansează contraatacul, doar lucrurile nu puteau fi lăsate chiar așa. Deși impulsul inițial a fost mare, inamicii îi resping pe români și capturează chiar principalele poziții de rezistență de pe Ungureanu, Pravila și multe altele. În aceste condiții au fost aduse întăriri masive pentru a opune rezistență, printre care se afla regimentul 1 de vânători, dar până să ajungă, ceilalți își exploatau avantajele în ziua de 11 august, diviziile a 6-a și a 7-a fiind împinse grav înapoi. Iar inamicul capturează vârful Cireșoaia, apărat de regimentul al 15-lea războieni. Ca situația să fie abisală, puterile centrale capturează dealurile Coșna și Știbor, comandamentul român făcându-și bagajele din Onești și Târgu Ocna, însă românii nu și-au pus toate cărțile pe masă. Așii aveau să vină abia acum și nu la așii aerului mă refer. Cavaleria de întărire vine și atacă imediat dealul Știbor. Inamicul simțind oțelul rece pe șira spinării, iar românii capturează cota a 629-a poiana lui Boboc, iar vânătorii au atacat zona Grozeștilor, alternând ofensiva cu defensiva. Intervenția corpului al doilea, care nu era sub presiune mare, a fost decisivă. Contraatacurile române au fost declanșate fulgerător. În data de 13 august, divizia a 7-a atacă împreună cu divizia a 2-a rusă pozițiile inamice de la Cireșoaia, iar divizia 1-i de cavalerie ocupă rapid dealul Coșna, însă înaintarea spre Slănic era de-a dreptul imposibilă, în ciuda întăririi cu brigada de grăniceri.
Divizia 7 a stat mult mai rău, fiind forțată să se retragă pe nou capturatul vârf Cireșoaia. La 19 august, inamicul mai încearcă un atac cu divizia a 117-a de infanterie germană asupra poziției diviziei de cavalerie, dar divizia 7-a română a fost atacată de a 70-a de infanterie și de a 7-a de cavalerie austro-ungare, iar a 6-a română a fost atacată de a 71-a austro-ungară. Inamicul capturează dealul Coșna, dar cam aici se termină avansarea. Și românii au avut aici o tentativă de contraatac, însă poziția este ținută de inamic. Ultima acțiune decisivă a avut loc pe 29 august. A 117-a de infanterie germană atacă fâșia diviziei a 7-a de infanterie pentru a captura cota 383, dar românii, prin linia lor de foc intens, îi resping pe inamici într-o victorie răsunătoare încă o dată. Dacă este să o luăm pe cea dreaptă, pentru Antantă, victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oituz au fost singurele victorii categorice din întregul an 1917, fiindcă Passchendaele nu poate fi numită victorie din cauza pierderilor masive, sau cel mult o victorie pirică. Dar aceste victorii nu puteau fi înfăptuite fără sacrificiul soldaților români. Sub locotenentul Ecaterina Teodoroiu, Ioana Darc de România și eroina olteancă se numără printre acele jertfe, conducându-și oamenii până în ultima zi a bătăliei de la Mărășești, mereu în prima linie. La acțiunea de la Muncelu nu a ezitat să-și conducă oamenii în atac, dar cum se întâmplă în astfel de atacuri în Marele Război, focul mitralierelor este deschis, iar Ecaterina este răpusă după un lung serviciu nobil în armata română. Din nefericire, ea a fost uitată de manualele de istorie sau, dacă este menționată, e doar o notă de subsol, deși în perioada interbelică a primit respectul cuvenit. Un motiv pentru asta este că eroina de la Mărășești este asociată cu monarhia, iar atunci când comuniștii au venit la putere după cel de-al doilea război mondial, nu le-a prea convenit asta, nu susțineau simboluri monarhiste până la urmă. Ocupația germană din restul României a interzis afișarea simbolurilor naționaliste sub amenințarea pedepselor dure. S-a impus calendarul gregorian spre nemulțumirea românilor, căci pe atunci încă mai aveam calendarul iulian, pe stil vechi, iar rezistența a fost și ea foarte activă. O foarte mare parte din rezistență s-a concentrat în Oltenia, formată în special din acei militari din grupul Cerna care au fost izolați în contraofensiva puterilor centrale. Românilor li s-a impus și raționalizarea, petrolul românesc și alimentele fiind distribuite ori către trupe, ori erau trimise în Germania. După vara din 1917 a venit, inevitabil, un tratat de pace, dar puterile centrale aveau să se impună categoric în negocieri. Cum Rusia a ieșit din război, armistițiul de la Focșani a fost o necesitate, deoarece România acum era din punct de vedere geografic mai expusă ca niciodată. Toți au încercat să-și impună interesele în acea zi de 9 decembrie, însă s-a ajuns la un compromis. Unde se afla acum linia frontului, avea să se formeze o zonă demilitarizată, totul în avantajul puterilor centrale, iar soldații care se aventurau pe acolo până și în plimbare erau declarați prizonieri de război. Data viitoare o să încheiem anul 1917 prin frontul din Africa și prin frontul din Orient pentru a observa o mare expediție britanică. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, să distribuiți acest videoclip, dar distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!